Patru persoane recent întoarse din Italia în municipiul Călăraș sunt izolate la domiciliu timp de 14 zile. Măsura a fost impusă pentru prevenirea răspândirii coronavirusului în țara noastră. Coronavirusurile fac parte dintr-o familie de virusuri care determină infecții la om și animale, inclusiv la păsări și mamifere, cum ar fi cămilele, câinii, liliecii, aceste virusuri pot determina la om, de la o răceală comună, la unele mai severe și chiar boli respiratorii fatale, precum sindromul respirator din Orientul Mijlociu și sindromul respirator acut sever. Simptomele pentru infecția coronavirus observate până acum au fost febră, tuse, dificultate în respirație și dificultatea de a înghiți. Nu există un tratament specific, dar acestea se tratează simptomatic, în funcție de starea pacientului. Deocamdată nu există un vaccin împotriva coronavirusurilor.